La Muzeul Național al Bucovinei a avut loc miercuri 26 octombrie de la ora 13 prezentarea albumului Tiberiu Moruz, Pasiuni omenești, impulsuri și vibrații ale sufletului. Albumul face parte din programul editorial al Muzeului Național al Bucovinei și apare sub semnătura criticului de artă Oliv Mircea. Fotografierea lucrărilor de pictură și grafică ale pictorului Tiberiu Moruz a fost realizată de artistul fotograf Petru Palamar. Evenimentul a avut loc în foaierul Muzeului de Istorie în contextul expoziției de pictură Tiberiu Moruz și a fost înnobilat de conferința criticului de artă Oliv Mircea, autorul albumului. Tiberiu Moruz s-a născut în 1941. El este din generația din care face parte Horia Berne, Teodor Moraru, Alexandru Chira. Am ales doar câțiva dintre autorii care și ei, iată, sunt dispăruți și care au o poziționare, din punctul meu de vedere, mult mai vizibilă decât Tiberiu Moruz. Horia Berne a fost lider unei generații. Teodor Moraru, stând în apropiere și preluând multe din modelele pe care le-a instituit în interiorul culturii vizuale românești, Horia Berne și apoi Alexandru Chira, prin prestația lui, au reușit să se facă mult mai vizibil decât Tiberiu Moruz, care a avut cine șansa de a pleca când încă era, după părerea mea, foarte tineri. Cred că de la acest microfon eu am mai spus de câteva ori, nu contenesc să spun că trebuie să avem grijă de viețile noastre, să vedem cum grădinărim acest dar pe care l-am primit, pentru că, așa după cum spuneam, Constantin Noica, măsura ți-o dai între 60 și 80 de ani. Ori iată-ne în fața operei unui artist care s-a schis destul de vreme, neașteptat pentru el și pentru cei din jurul lui, lăsând în urma lui o operă pe care apoi, prin vrednicia soției lui și a copiilor, s-a reușit o punere în rând, în ordine a celor lucruri care au rămas și care trebuie reținute de memoria colectivă. Trăgând o linie peste această cea din tâi idee pe care am spus-o, care generații îi aparține Tiberiu Moruz? Îi aparține generației 70, așa o numim convențional în istoria artelor. Această generație 70 s-a poziționat deja destul de bine, deși nici despre unul nu sunt studii temeinice încă făcute, abia acum se lucrează ca aceste studii să fie împlinite și din acest punct de vedere, albumul Tiberiu Moruz este cel din tâi. Iată cum, pur și simplu, suntem în fața unei situații în care trebuie să vedem ce alegem, să avem o viziune foarte clară asupra lucrului făcut de pictor, asupra școlii din care provine, asupra modului lui de înrădăcinare. Dacă suntem de acord cu teoria că secolul al XX-lea a produs cele mai beznetice dezrădăcină, atunci haideți să vedem cum a reușit Tiberiu Moruz, acest înfelul lui dezrădăcinat și el, să se înrădăcineze cu ajutorul propriei lui profesiune, a propriei lui vocații, a propriului lui dar care este pictura. Impresionant e faptul că el, ca și soția lui, deși provin din Transilvania,
cu școală solidă făcută la Cluj, rădăcinile lor sunt undeva mult mai departe. În cazul lui Tiberiu Morus sunt în Bucovina și Basarabia. Tatăl lui Tiberiu Morus era arhitect, mama lui economistă. Familia ca atare e o familie relativ cosmopolită și cu un nivel de instrucție înalt. Tatăl lui Tiberiu Morus era arhitect, cum am spus, mama lui economist. Acest tip de educație, într-o lume cum era lumea comunistă, nu era o șansă. Era șansa doar personală a celui care se forma acolo, dar în plan social lucrurile erau destul de complicate. Așa se și explică faptul că Tiberiu Morus a învățat în mai multe locuri, la mai mulți maestri, așa încât la un moment dat și-a sfârșit studiile la Cluj, a venit la Suceava unde și-a început munca, dar ca și cuprins de o mare neliniște, a schimbat două, trei locuri de muncă și a avut șansa unei propuneri de continuare a instrucției lui de pictor. Mă gândesc la cursurile pe care Muzeul Național le făcea pentru cei care vreau să se specializeze în restaurare. Aceste lucruri organizate de Muzeul Național de Artă erau lucruri făcute, erau o formă paralelă de învățământ, făcută de oameni care aveau foarte, foarte bine asumată meseria aceasta a restaurării, tehnicile de restaurare și care deschideau și mai mult ochiul pictorului și ochii generali ai pictorului către obiect. În acest context, Tiberiu Morus ajunge să lucreze la Muzeul de Istorie din Suceava și face opera pe care o vedeți aici. Dacă veți privi majoritatea lucrărilor lui din expoziție, veți înțelege că specialistul sau cel care este format ca specialist în restaurare e vizibil în fiecare dintre lucrările pe care le avem aici. Cel care terminase Facultatea de Arte la Universitatea de Arte Ion Andreescu din Cluj se vede că le-a făcut la Cluj, a avut colegi care sunt de mare, colegi și tineri, profesori care erau de foarte mare ținută. Să ne gândim la acea vreme, la Universitatea din Cluj, funcționau aproape de aceeași vârstă cu Tiberiu Morus, Coriolan Hora, care tocmai se întorsese de la studiile lui. În fine, elita de profesor, profesorul Abrudan, care fusese și profesorul lui Mircea Crișcă. Deci era o generație de pictori care ridicaseră nasul, nu făceau concesii de niciun fel puterii politice, nu intrau în dialog ideologic cu puterea și atunci am bineînțeles că în acest mediu izolat, dar totuși puternic, se putea forma un artist. Cu această încărcătură de neliniște, de curiozitate epistemică și mai ales de știința actului pictural, vine la Suceava Tiberiu Morus. Nu cred că era un cafire, nu cred că era extrem de curajos și nici dispus să lupte cu puterea acelor ani. El lupta în atelier cu propriile instrumente ale meseriei lui pentru a face pași din ce în ce mai bun.
interiorul viziunii lui despre altă. Lucrul acesta se vede. E un lucru foarte important. Ceea ce alesese el să exploreze, iar era de fapt în sine ceea ce învățase la Cluj, de la maestrii lui de acolo, ceea ce putea comunica cu colegii lui de generație și cum se putea verifica prin prezența lui în saloanele județene și naționale de artă la care participa cu regularitate. Era singura modalitate în care artiștii se puteau verifica în legătură cu vrednicia lor, cu pasul mai bun sau mai puțin bun sau cu stagnarea pe care o înregistrau